Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt în 2 cilindri cu Luca și cu mine, Vlad. Să fie deja în zbor, îl așteptăm să se întoarcă. Dar știi că asta o să devină acum ceva obișnuit, expresia asta. Știi că înainte era că merg în 3 cilindri, că mașinile aveau mod dual 4. Acum cele mai multe au 3. Da, așa este. Am remarcat, deci așa va deveni expresia peste câțiva ani, probabil, merg în 2 cilindri. Da, lucrurile se schimbă cu o viteză amețitoare. Pe una n-am văzut-o venind, una dintre schimbări, Nottingham, Marea Britanie, s-a deschis o măcelărie vegană. Nu cred, mă. O măcelărie vegană. Chiar așa se și cheamă, o măcelărie vegană. E și construită ca o măcelărie. Deci decorul e ca la măcelăria clasică, cu de-aia, cu faianța albă de-aia nasoală pe pereți. Ați văzut că măcelăriile clasice au faianță de-aia? Știi? Da. Așa, cu teșghelele alea de tablă frumos, faianță albă, cum ziceam, desene cu purcei care poartă șorțuri. Și niște sirop vărsat pe păs de sânge? Băi, nu, că... Tot mai șterge domnul cu sos de sfeclă. Da. Niște sirop de sfeclă, da. Bonete de bucătare. În vitrinele frigorifice se află produse care au denumirile bine cunoscute. Deci poți să te duci acolo să cumperi vrăbioară vegană, coaste vegane, pastramă vegană. Chiar așa se și cheamă, pastramă vegană. Mici vegani, mă rog, ar fi în România, dacă ar fi să fie, probabil din Mazăre. Salam, kebab, piept de porc, hamburger, etc. Totul, totul vegan. Și toate sunt false. Adică evident, inclusiv brânză, au și brânză, au și raion de lactate pentru lacto-vegani. Înțelegi? Au, brânză este ceva e vegan. Tofu, nu? Da. Cred că da, nu știu. Să nu zici că și alea îi spun cașcaval ca să sune mai bine. Sau pelea mea. De ce m-aș îndoi? Și totul este din plante. Deci dacă scapă o vacă în măcelăria asta, le paște toate fripturile, părerea mea. Și care succes, patronul zice că vinde de rupe. Și mă gândesc cum e să te duci la restaurant să ceri, dați-mi și mie o friptură în sevă, dacă s-ar... Uite, eu din câte știu, din cunoștințele mele, în general, oamenii care îmbrățișează stilul de viață vegan sau vegetarian, da, tot respectul împotriva sacrificării animalelor, da. Adică nu au o intoleranță la carne sau vreun necaz și nu mai pot mânca și dai tânjesc după o friptură. Și atunci eu nu înțeleg de ce vor să fie... Da, adică de ce măcelărie? Pentru că lor ale e șcârbă cum ar veni de carne. Și atunci de ce imiți? Nu înțelegem. Este carne. Nu putem să înțelegem. Deci filozofia veganismului și a vegetarianismului, sunt multe nuanțe aici. Sunt vegan de rit, vegan de arit. Adică unii care mănâncă... Cei care mănâncă pește sunt vegani sau sunt vegetariani? Sau nu știm exact. Sunt lacto-ovo-vegetarian care papă lăptic, dar nu papă făcuță, știi? Sunt tot respectul, n-avem nicio fiecare mănâncă ce vrea el, nu e problema noastră. Și uite, se face și business din asta. Lanțurile de supermarketuri se orientează și ele. Asda, care este un mare lanț de hipermarketuri în Marea Britanie, pregătește o carmangerie vegană într-un magazin din Watford. Mai întâi așa, ca proiect pilot. Facem deci, o carmangerie. Aia e și mai grav. Da. Mazărea fumată, dacă... Da. Ok. Asociația producătorilor de carne, în schimb, este indignată. Citez, spune un purtător de cuvânt, n-avem nicio idee ce trebuie ca să devii un măcelar vegan, spune acest domn. Poate o mașină de tuns iarba performantă, nu știu. Nu-mi dau seama, mănânci de grădinar. Bun, da, bun, am înțeles, asta e, vegetarianii vor și ei să pape coaste și hamburger, chiar dacă nu sunt coaste și hamburger, și ca atare insistă să le spună coaste și hamburger. Și la coaste pun și niște lemne în loc de oase. Nu știu, am văzut, nu mai ținte că am văzut pe TikTok, se viralizase cum să faci piept de pui din făină. N-am vorbit despre asta? La deșteptarea n-am apucat să vorbim. Nu. Ele se viralizase. Deci cum poți să faci piept de pui din făină? Practic, faci aluatul cu apă și așa, după care speli și frămânți aluatul ăla, speli și frămânți aluatul, speli și frămânți aluatul, până prând când cred că rămâne numai gluten acolo. Și consistența devine ca o consistență de-asta așa cauciucoasă. Și pe ăla poți să-l faci în formă de piept de pui și să-l frigi, se frige, arată, el arată ca un piept de pui. Și când îl tai așa, în secțiune, tot așa arată ca un piept de pui. Și îi spun piept de pui vegan. Domnule, da, știu, dar eu cu coastele acolo sunt, chiar nu sunt știu curios. Cum să fac. N-am nicio idee cum dar să nu fac. Cred că pun, hai, nu cred că recuperează oasele de la niște cu coaste siguranță, nu devorate și pun niște ceva pe ele. Nu, să nu se atingă. Nu cred că trebuie deci, teoretic, sunt coaste din lemn. Și atunci aș vrea să văd asta. Sau din metal, ca să fie reciclabile. Dar poate să fie, de ce te gândești? Coaste din praz.
care iei prazul, tai, îl rumenești un pic, îl asamblezi. Cred că e și multă muncă să faci niște coaste vegane. Serios, adică și respect pentru da, asta. Da, da, da. Bun, da, am înțeles. Deci veganii, vegetarieni, ei vor să mănânce hamburgeri din mazăre și din ce se mai fac, nu știu, din soia. Dar eu aș vrea, adică, de ce să fie și reciproca? Eu aștept momentul în care se vor vinde și produse vegane, dar din carne. Adică dacă se vând produse din carne, da, vegane, să facem și invers. Adică piure așa de... ar fi logic, să fie morcov cabanos. Da. Care ar fi problema să mă duc și eu la salamerie aici, la noi, la magazin, și să scrie acolo. Avem cârnați cabanos cabanos, dar aveți și morcov cabanos dacă vreți. Sunt morcovi morcov, dar ei sunt făcuți din carne. Tocat de porc cu tot ce trebuie, cu usturoi, sunt ușor afumați. Praz trandafir. Aveți? Avem și praz trandafir astăzi. Avem. Da. Ce să mai zic? Cartofi, osobuco și nu știu ce ne mai vine prin cap. Și să cerem și noi. Se poate merge mai departe. Adică poți să ceri măcelarului să... Tăiați și mie, vă rog, un Kaiser Julia. Adică nu mai spui Feliuț. Zici Kaiser, tăia Julia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.